seara, domnul Nadin. Bună. Cred ziua. Că ar trebui să spun bună ziua, da, diferența de fusorar. De la Brașov, din noul centru de cultură Apolonia Hirscher. O știți dumneavoastră clădirea ca fosta bancă săsească. Am deschis aici expoziția Spațiu Ondulatoriu 3. Suntem în ultima zi de expunere a lucrărilor. Practic, programul s-a încheiat și se încheie cu o discuție între noi doi. Pentru că ați avut amabilitatea să răspundeți acestei invitații de a vorbi în final despre această expoziție. Și voi trece direct la a vă prezenta principalele lucrări, după care aștept părerile, sentințele criticii. Hai să mergem la ceea ce este simplu și de început. Spațiul Ondulatoriu a fost expus prima dată în 1997 și a pornit ca un exercițiu de armonie, un studiu pe secțiunea de aur și șirul lui Fibonacci. În această expoziție, Spațiu Ondulatoriu 3, am introdus pentru prima dată culoarea. Am aici un studiu foarte simplu de culoare caldă, culoare rece. Toată expoziția este dedicată unui pictor care a făcut un sacrificiu suprem în 1989, pe data de 2 martie. De aici forța roșiului și contrastul pe care îl creez cu ajutorul verdelui. Liniile au fost aduse în verticale pe lucrările mai mari, mai vizibile, care au și un caracter decorativ. Altele au un caracter ludic accentuat, cum ar fi aceasta, una dintre ultimele creații. Eram în imprimerie deja cu celelalte lucrări când mi-a venit ideea și am dezvoltat două lucrări asemănătoare. Pe a doua avem aici. Nu intrăm în titulaturi. Ele sunt, în general, foarte tehnice. Radial, quadruplu, în diagonală, da? Entități în mișcare, foarte bine încadrate, deci un joc între static și dinamic, între alb și negru, bineînțeles, și cu trimiteri, zic eu, spre Bauhaus. De la aceasta o să trecem la o lucrare mai mare, mai complexă, în care studiul s-a orientat spre armonie, confluențe și anumite contraste, nu neapărat confluente. Este o lucrare pe care este bine să o privim perpendicular, din față, să avem timp de o cafea și să ascultăm și muzică. De asemenea, avem aceeași dezvoltare. Aceasta se numește verticalități. Este exact pe linia respectivă, expoziția privită în ansamblu are o unitate deosebită, nu urmărește crearea unor șocuri vizuale, nu urmărește aparențe care să atragă spiritul în jocuri de amănunt, ci
să se comporte într-o anumită armonie și să mențină mesajul verticalității, care a fost viața celui care i-am dedicat lucrarea. Aceasta este prima lucrare din cele care în aparent sunt un joc de șah. Este mai veche. Cele două am spus că sunt dezvoltări recente. Aici am comis imprudența de a trece din spațiul abstract în spațiul figurativ sau în imagine figurativă. Și asta am făcut-o din două intenții. Prima intenție este să precizez mesajul expoziției. Intră lume diferită, poate că unii înțeleg fără suportul unei imagini figurative. Dar o imagine figurativă ajută mult. Este vorba de torsul eroului, alb negru, exprimă tragismul situației și în același timp se vede clar că este obținut tot din spațiu ondulatoriu, însă imaginea e trecută printr-un program de inteligență artificială. Tot cu inteligența artificială am creat cea de-a doua imagine. Aceasta este color. Se numește eliberare. Cred că șocul e vizibil, bangul sonic. Dintr-un triptic din spațiul ondulatoriu am descris această imagine, care cred că este expresivă prin ea însăși și îmi încheie ideea expoziției, a mesajului care este dedicat publicului cu gândul la dedicația făcută lui Liviu Babeș. Cred că este suficient. De aici înainte putem să discutăm. Lucrarea cea mare, care se intitulează simplu vertical, este de mare forță, zic eu. Și în același timp ne arată și frumusețea în care ne putem plimba în spațiu ondulatoriu, să-l speculăm, să-l expunem și să ne bucurăm de el. De acesta ne bucurăm dacă stăm la o distanță mai mare, dar forța lui în cadrul expoziției este foarte mare. Mai sunt și alte lucrări, acestea sunt cele principale și cred că de aici putem să ne facem o părere și să deschidem o discuție. Domnul Iosif, în momentul în care am intrat în contact pe tema acestei expoziții, m-am declarat pregătit pentru o conversație și mă bucur că avem conversația asta. Vă mulțumesc și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Întotdeauna cel care produce lucrările știe mai bine decât oricine care au fost intențiile sale. Și, firește, aș fi putut de la distanță să mă uit la fiecare dintre lucrări și să speculez, să încerc să deduc eu însumi ce se ascunde în spatele lucrării, dar autorul știe mai bine și am întotdeauna respect pentru autori. Motivul principal pentru care v-am spus da, voi discuta împreună cu dumneavoastră lucrările, este următorul. Și probabil că veți fi uimit de contrastul pe care vi-l prezint așa la începutul cuvintelor mele. Devine interesant. La universitatea mea, aici în Dallas, un stat care, sub raport economic, îi merge nemaipomenit de bine, la universitatea mea se construiește în acest moment ceva care a fost numit Ateneum,
Deci se folosește un concept care vine de la greci, care vine din Europa și care va costa 187 de milioane de dolari. Este o sumă imensă. Absolut. Din perspectiva mea, dacă cineva mai vrea să construiască în acești ani, atunci construcțiile trebuie, după părerea mea, să privească viitorul și nu trecutul. Universitatea mea construiește pentru trecut. Va moșteni o bibliotecă de 200.000 de volume din Europa, va cumpăra niște colecții sau va primi cadou niște colecții de la oameni care încearcă să economisească la taxe, Da. dar în loc să se uite spre viitor, ei se uită spre trecut. N-am reușit, indiferent de câtă influență am la această universitate, n-am reușit să-i conving că în loc să construiască acest mamut care costă enorm, ar fi fost mult mai deștept să dedice o sumă infinit mai mică artei așa cum este creată în zilele noastre. Deci, o artă care are legătură cu calculatoarele, cu informația, cu genetica, cu o mie de lucruri care se petrec în lume astăzi. N-am reușit să-mi conving universitatea. Contrast, la Brașov se deschide o expoziție dedicată unui erou martir, deci unui militant, Liviu Corneliu Babeș. Nu l-am cunoscut, nu pot să spun aproape nimic despre el. Mă alătur celor care au grijă ca memoria sa să rămână vie. Dar ăsta e singurul aspect din trecut. Înțeleg. Expoziția, așa cum m-am uitat la lucrurile pe care mi le-ați scris, este o expoziție ancorată în prezent și cu o perspectivă de viitor. Deci ăsta a fost motivul principal pe care am zis, hai să vorbim. Pentru că mă uit la o asemenea expoziție ca o invitație către cei care locuiesc în zona în care au fost vizitatori la expoziție și care își spun, avem o șansă la ora asta și această șansă este legată de tot ceea ce se întâmplă în lume la ora actuală, sub raport științific, tehnologic și așa mai departe. Sunt pasionat de toate încercările de a deschide drumuri noi. Și ăsta e motivul pentru care ne întâlnim acum prin Zoom. Și cu asta am terminat să vă dau motivarea. Da, există și un motiv personal. Am eu o slăbiciune pentru domnul Gheorghe Iosif, dar ăsta e un alt subiect pe care îl putem discuta când ne întâlnim la un moment dat și mai vorbim despre alte aspecte personale. Ați ținut să mă flatați. Nici o dorință să flatez, o dorință sinceră să pun lucrurile în perspectivă și perspectiva este una de asta omenească. Mă bucur că Gheorghe Iosif, ale cărui lucrări mi-au devenit cunoscute după ce ne-am întâlnit în România, și am cu mine un disc cu unele din primele sale lucrări, după aia am știut că au avut niște expoziții. Mă bucur că omul continuă să exploreze ceea ce devine cu putință în această nouă situație în care tehnologia s-a dezvoltat în mod spectaculos. O nouă eră, chiar. Nu știam de construcția din Dallas, dar pot să vă spun că din discuțiile care le-am avut cu oameni de artă, cu oameni de cultură, eu mi-am exprimat părerea că bibliotecile vor tinde să devină niște muzee
muzeele ale cărții tipărite a Galaxiei Gutenberg și că dacă nu vor avea o atitudine elastică, vor deveni niște cavouri. Îmi amintesc că în timpul unei vizite în America a lui Solomon Marcus, celebrul matematician român, foarte aproape de Moisil, etc., 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 am fost cu el la biblioteca unei facultăți noi de medicină și bietul de el s-a uitat la încăperea bibliotecii care consta doar din monitoare. Și a întrebat, unde sunt cărțile? I-am explicat, cărțile sunt pe internet. Nu ai nevoie de niciun spațiu în care să adăpostești ultimele volume, ultimele reviste. Nu trebuie să mai plătești pentru menținerea lor. Și cei care au nevoie de aceste cărți au acces imediat, instantaneu. Nimeni nu mai trebuie să umble prin rafturi, să găsească, să înregistreze, să nu știu ce. Bietul de el, un om cu o perspectivă mult mai avansată decât a noastră, care vedea viitorul în mod profetic, bietul de el a avut un șoc în momentul ăla. Și au trebuit un timp destul de îndelungat până când a înțeles, dar când a înțeles, a înțeles. Cum dracu se face că în anul 2023-2024, etc., cineva își asumă responsabilitatea unei colecții de 200.000 de părți care pot să fie și au fost, sunt sigur, deja digitalizate, deci se găsesc în undeva ca informație care se poate regăsi. Dar cui să explici că e vorba de viitor și nu de conservarea trecutului? E foarte greu de făcut, foarte, foarte greu. De aceea mă bucur că dumneavoastră ați reacționat în felul dumneavoastră personal și ați sezizat că este o investiție în trecut care nu face niciun fel de sens, nu are niciun fel de însemnătate. Mi s-a întâmplat în urmă cu niște ani, când am trecut de la statutul de angajat al statului român la cel de angajat al unui privat. Am lucrat la o firmă de software, nu ca softist, că nu sunt specializat, lucram imagine și de ziua mea am avut surpriza să primesc de la patron un stick cu o bibliotecă de peste 20.000 de titluri. Și mi-am dat dintr-o dată seama că biblioteca personală la care trudisem, pe care trebuie să o șterg de praf, în care mă mai încurc din când în când, este superfluă. Am apelat apoi într-o zi în căutarea unui citat din Lucian Blaga, pe care eram convins că l-am, și așa și este, l-am notat într-un caiet din acela mare, stil studențesc, când am studiat trilogiile, am umplut vreo 8-9 caiete. Și primul șoc a fost că am dat peste scrisul meu de mână, din tinerețe. Wow! Greu de citit. Doi. Nu avea control F. Să caut ce mă interesa. Nu avea control C, să copiez citatul ca să mi-l pun repede în circulație. Era șocul dintre epoca în care trăiam și cea în care trăisem. E o diferență imensă. Și dacă nu vom înțelege că acesta este sensul, fluxul spre viitor, suntem destinați pierderii pe drum, la noastră. Da.
Da, hai să ne întoarcem la expoziție și la lucrările pe care le-ați prezentat. Vă rog. Marea discuție la ora asta este o discuție în ce măsură calculatoarele și, în mod special, inteligența artificială pot să producă artă sau nu. Și am vrut să încep comentariul la lucrările dumneavoastră acolo unde ați început dumneavoastră, arătând o lucrare și nu numai una, care îl evocă pe Liviu Corneliu Babeș, deci pe martir, pe militant, și de la acest exemplu vreau să vă forțez într-o discuție în care supun atenției dumneavoastră următoarea teză. Arta este în mod necesar. Deci nu e o opțiune oarecare. Arta este în mod necesar intențională. Intenția este cea care justifică arta. Ce vreau să spun cu treaba asta? Vreau să spun că mașinile care pot produce o grămadă de produse care arată ca un obiect de artă, nu sunt capabile prin natura lor să aibă intenționalitate. Intenționalitatea vine de la ceea ce numim creator. Și eu folosesc cuvântul creator cu o imensă plăcere. Cei care nu sunt religioși deloc se vor simți ofensați, vorbește de creator și de știință, asta nu merge. Ceilalți care pricep ce înseamnă creația vor înțelege că a crea înseamnă a face posibil ceea ce nu a existat înainte. Ăsta e actul de creație. Noi suntem, fiecare dintre noi, rezultatul unui act de creație, care, în mod întâmplător sau nu, firește că nu, are ceva legătură cu mama noastră, cu părinții noștri. Asta a fost un act de creație. Da? De acord. Artistul este angajat în acte de creație. Creația este intențională în sensul în care nu se poate reduce la propagandă și nu trebuie redusă la propagandă. Din asta am avut destul în România anilor pe care îmi amintesc și din asta avem destul în anii noștri peste tot în lume. Intenționalitatea este o intenționalitate omenească. Afirmarea valorilor omenești. Deci, m-am uitat la lucrurile pe care le-ați prezentat și, în afară de referința foarte clară la un om care trebuie să fie amintit pentru că și-a dat viața și-a jertfit viața pentru o cauză, intenționalitatea există, de asemenea, sub raport estetic. Spațiul ondulatoriu pe care l-ați prezentat este un spațiu intențional. El nu există în acest mod. Dacă mă duc în pădure, dacă mă duc la plimbare pe stradă, unde m-aș duce? El a fost creat, el a fost făcut posibil, folosind, în cazul ăsta, mijloacele legate de ceea ce se numește calculator. Dar nu e calculatorul care îi dă vectorul intențional, ci artistul, cel care a făcut lucrarea. Fac deosebirea între metode de producere și metode de creare. Calculatorul este nemaipomenit de bun și productiv în producție. Calculatorul este zero când este vorba de intenționalitate. Este zero pentru că intenționalitatea vine de la creator și calculatorul, indiferent de ce definiție, calculatorul cel mai simplu, inteligența artificială, de câteva zile avem GPT-4,
4. O mare revoluție, toată lumea vorbește despre ea, toată lumea se joacă cu ea. M-am jucat și eu, v-am trimis și niște imagini așa animate în care m-am uitat la mine și mi-am zis, interesant, amuzant, amuzant, amuzant. Niciun fel de intenționalitate nu poate fi identificată. Dar hai să ne întoarcem la locul cu pricina, la Brașov. Mulți, foarte mulți în înainte, nu știu dacă dumneavoastră personal sunteți informat despre un artist care se chema Henri Nouveau sau care a devenit cunoscut sub numele de Henri Nouveau. Henrik Neugeborg, născut la Brașov, care a trăit la Brașov și care, când s-a stabilit mai târziu în Franța, și-a luat numele de Henri Nouveau. Știam de el. A construit și el spații noi, dar fără calculator. În cazul dumneavoastră aveți avantajul, comparat cu Henri Nouveau, de a folosi puterea expresivă a mașinii. Și asta mă bucură. Deci la Brașov există mai multe referințe, nu sunteți nici primul, nici ultimul. Matisse Deutsch rămâne o referință nemaipomenită pentru că el s-a ocupat de asemenea cu spații, a încercat să descopere spații inspirate de spațiul real. Și deci sub acest aspect, ca brașovean, mă simt bine, fac parte dintr-o familie mai largă în care sunt și eu o leacă prezent, cel puțin în dorința de a ști că valorile locului în care m-am născut sunt recunoscute. Bravo pentru această expoziție, bravo pentru lucrările dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos. Scopul nu era să fiu lăudat, scopul era să punem într-un cadru toată povestea acestei expoziții. Vă sunt recunoscător. Să știți că artiștii brașoveni au făcut foarte mult bine generațiilor care au urmat. Am avut o profesoară, pe doamna Ghețea Alexandrina, profesoară de pictură. Am fost încurajat de domnul Benhes. De asemenea, Liviu Babeș a învățat cu doamna Gheție. Deci iată că întrețeserea de destin, de lucru, de vise, de anticipații, este destul de deasă. Iar faptul că noi am discutat acum, pe mine m-a încântat în mod și mă încântă în mod deosebit. Nu rămâne decât să vă mulțumesc și să reînnoiesc o invitație de a discuta la distanță, poate din confortul fotolului de la domiciliu, despre lucruri care devin din ce în ce mai interesante și totodată din ce în ce mai presante. Vă mulțumesc, vă salut, vă doresc sănătate și bine, salutăm USA-ul și să ne reauzim cu bine și cu sănătate. Mult bine, mult bine tuturor. M-am bucurat să vă văd și m-am bucurat să vă văd lucrurile. Mulțumesc!